Bună ziua tuturor! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că suntem astăzi, în această zi atât de importantă pentru viitorul comunei noastre aici la Tămășeni. Astăzi este lansarea candidaturii mele la funcția de primar al comunei Tămășeni din partea alianței USR PLUS. Foarte important însă, tot astăzi este lansarea candidaturilor colegilor mei care se regăsesc pe lista pentru Consiliul Local. Fiindcă un primar nu lucrează de unul singur, el trebuie să fie capabil să lucreze în echipă. Iar echipa pe care eu am reușit să o aduc împreună este una cu care orice localitate din România cred că se poate mândri. Această echipă este garanția că noi nu suntem oamenii jumătăților de măsură. Noi nu considerăm că trebuie să acceptăm vorba a furat, dar a și făcut. Noi venim și spunem că regulile trebuie să fie aceleași pentru toți, că legile trebuie să fie respectate de toată lumea, că nu există cetățeni de categoria 1 și cetățeni de categoria 2, că a dori să te implici politic și administrativ în viața comunității nu trebuie să fie un act de curaj, ci un act de normalitate. Această echipă pe care o prezentăm pentru primărie și pentru Consiliul Local este o echipă care spune stop, până aici. Nu mai puneți interesele proprii înaintea intereselor comunității. Nu mai puneți orgoliile mici înaintea obiectivelor mari. Nu mai lăsați nevoile reale ale oamenilor în urmă. Comuna noastră merită să aibă o administrație locală care să pună oamenii, dar toți oamenii, mai presus de orice altceva. Experiența pe care am dobândit-o în anii anteriori în administrația publică locală mi-a arătat faptul că o comunicare continuă cu cetățenii este singura soluție pentru dezvoltarea localității. De aceea, în programul nostru de guvernare locală, veți găsi proiecte necesare pentru un trai decent. Și sunt sigur că ați auzit de multe din aceste proiecte pentru că vi le-am prezentat pe parcurs. Este vorba despre îngrijire la domiciliu pentru toți cei aflați în nevoie, pentru că satele noastre sunt îmbătrânite și e nevoie să acordăm mai multă atenție celor rămași singuri, celor fără sprijin sau celor cu nevoi speciale. O grădiniță nouă la județeni și grupe de grădiniță cu program prelungit, pentru că o familie tânără își dorește condiții civilizate pentru copiii ei și pentru ca părinții să-și poată lua un loc de muncă, dar să știe și copiii în siguranță. Un parc industrial pentru a-i convinge pe fiii comunei să revină acasă, pentru că suntem într-o poziție geografică strategică, în coasta Romanului, aproape de 85 și în curând foarte aproape de un nod al viitoarei autostrăzi A7. Grija pentru ca elevii și profesorii din comună să poată să desfășoare un act educațional de calitate, pentru că este o investiție pe termen lung necesară pentru ca noi să clădim generații sănătoase și pregătite pentru viitor. Digitalizarea primăriei este un alt punct la care noi ne-am gândit. Asta pentru că vrem ca să ne putem plăti impozitul sau să obținem o adeverință, indiferent dacă suntem în Tămășeni, adjudeni, în Irlanda sau în Italia. Canalizare și asfalt pe fiecare stradă, pentru că niciun locuitor acestei comune nu este mai prejos decât altul. Iluminat public ecologic, pentru că astfel putem face economii mari. Finalizare investiției la sala de sport de la adjudeni, pentru că ne dorim să folosim acea construcție pentru sporturi, dar și pentru alte activități pentru cei mari și cei mici. Ecologizarea pârâului Potica, pentru că acum, acolo, avem o sursă de infectare fix în centrul comunei, iar sănătatea oamenilor este mai presus de orice. Ne mai dorim și găsirea unei soluții, ca împreună cu reprezentanții SUI în prod, să limităm, dacă nu putem elimina, mirosurile deranjante pe care le simțim cu toții.
Lucrurile de care oamenii din Tămășeni și din Adjudeni au nevoie sunt în programul USR Plus. Pentru că noi știm să ascultăm și știm totodată să căutăm și să oferim soluția. Candidatura mea la primăria Comunei Tămășeni mă onorează, dar mă și responsabilizează în aceeași măsură. Știu și sunt hotărât să fac tot ce este mai bine pentru comunitate. În ultimii 4 ani am fost activ, indiferent de poziția pe care am ocupat-o. Am atras atenția atunci când a fost cazul. Ba mai mult, am ales să merg la cursuri de administrație publică. Am investit în pregătirea mea. Am ajuns chiar și la Bruxelles pentru a afla cum putem aduce mai repede, mai bine și mai multe fonduri europene în comuna noastră. Iar toate aceste lucruri pe care le-am făcut, le pun în fața și în slujba dumneavoastră, a tuturor, a cetățenilor din comuna Tămășeni. Pentru că îmi doresc să facem din Tămășeni comuna despre care toți nemțenii să spună. Acolo, la Tămășeni, contează oamenii. Contează oamenii mai presus de orice. Vă mulțumesc! Bravo, Octav! Mulțumesc, Ilian! Ilian, dacă vrei să ne adresezi câteva cuvinte, cu drag. Fii foarte bucuroși. Cu drag, Octav! Octavian, felicitări pentru curajul tău, pentru consecvența ta, pentru determinarea și demnitatea cu care abordezi aceste probleme. Acum 4 ani și jumătate, eu mă întorceam în țară și construiam o echipă mică, dar puternică la Tămășeni, care a schimbat rostul politicii în județul Neamț, care m-a susținut pe mine împreună cu dumneavoastră, cetățenii din Tămășeni, Adjudeni și nu numai din tot județul, să ajung parlamentar și să reprezint direct interesele dumneavoastră în Parlamentul României. Ei bine, echipa asta în Tămășeni și apoi în județul Neamț s-a făcut cu ajutorul și prin aportul lui Octavian, pentru care și-ți mulțumesc mult pentru faptul ăsta. A fost minunat și este minunat că împreună am plecat de la 2 oameni la o masă, la 30 de oameni într-o echipă și acum avem aproape 1000 de membri în USR Plus Neamț, care își doresc o schimbare radicală în județul nostru, nu doar o mișcare măruntă. Sunt aici pentru că și eu cred că a venit momentul să investim direct în oameni. În momentul de față, în primăria Tămășeni, de fapt comuna Tămășeni, are o firmă care prestează servicii având 19 angajați. Deci primăria are 18 angajați, e foarte bine, e nevoie de ei, dar mai este o firmă care prestează servicii și are 19 angajați. Pe de altă parte, avem doar 2 persoane care se îngrijesc de bătrânii, bolnavii, persoanele cu dezabilități, persoanele singure din comuna noastră care ar avea nevoie de mai multă asistență. Imaginați-vă ce ar însemna să alocăm jumătate din bugetul acestei firme în investiții direct în oameni care să aducă bunăstarea în casa fiecărui părinte rămas acasă și care plânge de dorul copiilor și are nevoie de asistență. Modul în care noi tratăm oamenii și proporția bugetului pe care noi o investim direct în bunăstarea oamenilor arată gradul de civilizație a unei comunități. Aici suntem noi acum. Le mulțumim fiecărui primar și fiecărui consilier care în cursul ultimilor 30 de ani au făcut investiții în comună și ne-au adus unde suntem aici. În momentul de față, prioritatea zero este investiția directă în oameni. Oamenii să simtă la ei acasă că vine un plus de bunăstare în casa lor prin servicii directe de îngrijire la domiciliu pentru cei mai vulnerabili, prin alocarea bugetului în parte a acestei firme, în parte din alte fonduri, pentru un aparat uriaș care va trebui să îngrijească valul de bătrâni care va exista în comuna noastră în următorii 10, 15, 20 de ani. Sunt foarte recunoscător să văd așa de mulți oameni valoroși în echipa noastră din Tămășeni și din Adjudeni. Acum 25 de ani eram foarte mic și fix acolo erau niște tei. Aici erau niște plopi. În spatele meu erau niște salcâmi. Era un parc minunat aici, dar foarte prost îngrijit. Atunci am învățat prima lecție
de implicare civică. Știți cine mi-a dat-o? Este un domn deosebit, se numește Marius Antonică. Pe această cale îi mulțumesc că acum 25 de ani el a sădit în mine și în mulți alți copii din această comună ideea de interes și grijă pentru spațiu public. Așa începe orice implicare politică, să-ți pese de problemele din comunitatea ta, să vrei să îngrijești mai mult decât curtea ta, să-ți pese de parcul tău și de strada ta. Iată că la 25 de ani de la acea întâmplare frumoasă unde un tânăr invita copiii să facă ordine în comună, acum suntem toți oameni maturi și vrem să facem mai multă ordine, aducând bunăstare în casele oamenilor. Investițiile care s-au făcut în comună sunt bune. Nimeni nu spune nu la asta. Dar prea mulți oameni s-au lovit din cauza unei greșeli de management a proiectului trotuare și șanțuri. Prea multe betoane investite fără cap, fără noimă, fără un plan urbanistic, fără ca aceste, cu mulți bani, împrumutați, deci nu din bugetul nostru, pe următorii 15 ani, fără ca aceste piste să poată fi folosite de bicicliști. Pentru că există o bordură în centru care nu se justifică și care împiedică o circulație reușită pe aceste piste. Vorbeam adineauri cu cineva din Tămășeni și din Ajuden și îmi spunea așa: Iulian, înțeleg că s-au făcut investiții greșite, de 600.000 de euro la școală. Până la urmă, nu investiția este problema. Problema este că acei 600.000 de euro trebuiau să fie investiți direct în copii, în cadrele didactice și în actul educațional. Nu într-o școală care peste 10 ani, dacă depopularea comunei va continua în acest ritm, va trebui să fie mutată cu totul în alt sat, în Ajudeni. N-am nicio problemă cu asta. Dar ajungem la punctul de la care am plecat. Populația îmbătrânește, se nasc din ce în ce mai puțini copii, iar investițiile în această comună ar trebui să se facă în continuare direct spre oameni și mai puțin spre investiția materială care deja este. Am mare încredere că împreună cu acest grup mare, care să știți că este de fapt dominat de femei, avem pe această listă 10 doamne și doar 9 bărbați. Și este foarte normal să fie așa într-o comună unde de fapt doamnele decid viitorul comunei, pentru că bărbații au fost nevoiți, datorită proastei administrații publice și a unei guvernări catastrofale în ultimii 30 de ani, din partea tuturor partidelor, să plece în străinătate. Iar doamnele din spatele meu reprezintă majoritatea celor care vor decide la alegerile locale cine va fi primarul în comuna Tămășeni și cine vor fi consilierii. De aceea, vă rog, vă îndemn, aveți încredere în doamne și în aceste doamne care s-au implicat, pentru că ele știu bine care sunt problemele comunității. De la lipsa unei grădinițe cu creșă, până la lipsa infrastructurii de îngrijire la domiciliu pentru bătrâni și persoane cu vulnerabilități. Am încredere că vom câștiga aici, că vom face o schimbare și că Tămășeni și Ajudeni va fi pe harta comunelor etalon pentru îngrijire la domiciliu și unde vei vrea să vii să îmbătrânești, pentru că aici va avea grijă de tine comunitatea ta. Acest plan este foarte ambițios, este realizabil, avem bani să-l punem în aplicare dacă dorim acest lucru și vom scrie istorie împreună. Mai departe, în semnul unității între USR și PLUS, voi da cuvântul colegului meu, Ionuț Corbu, din partea PLUS Neamț. Ionuț? Mulțumesc, Iulian. În urmă cu un an jumătate, a luat ființă partidul PLUS. În mod firesc, a venit o alianță cu USR, care era singurul partid de pe scena politică la momentul respectiv, care era condus de aceleași principii, și anume meritocrație și corectitudine. Ăsta este un atribut esențial al oamenilor politici. Să fie corecți și să se priceapă la ceea ce fac. Alianța USR Plus a trimis în Parlamentul European, poate, nu poate, sigur, cea mai eficientă echipă de europarlamentari. Acest proiect comun trebuie să continue.
Pentru că trebuie să avem echipe eficiente în toate administrațiile locale. Doar așa putem schimba România în bine. Doar așa, prin oameni corecți și onești, așa cum este Octavian și cu echipa lui, vom reuși să așezăm Tămășeniu pe lista comunelor dezvoltate din județul Neamț. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ionuț! Comuna Tămășeni și Ajudeni, satul Ajudeni, este comuna în topul transportatorilor nemțeni de cursă lungă în străinătate, transport de persoane și de pachete. Acum gândiți-vă ce înseamnă să fii șofer pe ruta Ajudeni-Tămășeni, Oradea-Spania sau România-Germania, Irlanda sau Italia. Înseamnă foarte mult, nu? Înseamnă o responsabilitate mare, nu? Ai multe vieți în sarcina ta, în responsabilitatea ta și ai valori foarte mari de transportat. E bine, candidatul USR Plus la funcție de președinte al Consiliului Județean Neamț, colegul meu Florin Zaharia, el este comandant de curse de nave comerciale pe curse comerciale. La fiecare cursă pe care o face între Hong Kong, Africa de Sud și Brazilia, transportă valori de milioane de dolari cu echipaje mari de zeci de oameni. Gândiți-vă la câtă responsabilitate stă în mâna acestui om atunci când face aceste curse. În mâinile lui Florin Zaharia vom da județul Neamț și vom scrie istorie cu încă un capitan de vas. Florin, ai cuvântul. Mulțumesc, Iulian. Am venit la Tămășeni cu mare drag, la invitația colegului nostru Octavian, și vreau să spun un singur lucru. Ce s-a pornit în 2016 prin intrarea USR-ului în Parlament, vom desăvârși la aceste alegeri locale, prin câștigarea câtor mai multe primării și a câtor mai multe posturi de consilieri locali în județul Neamț, consilier județean și președinția Consiliului Județean. Puțină lume știe, filiala USR Tămășeni, în alianță cu ceilalți colegi de la Plus, a fost în primele 10 filiale pe plan național, ca și procent la alegerile europarlamentare de anul trecut. Pe locul 7 din toată România. Și acest fapt întărește ideea că tu vei câștiga primăria, vei fi viitorul primar al comunei Tămășeni, iar cât mai mulți din colegii noștri de aici vor ajunge în Consiliul Local. Iar cu sprijinul nostru de la Consiliul Județean vom reuși să implementăm cât mai multe proiecte aici la voi în comunitate și vom face o echipă pe cinste. Mult succes, echipă! Mulțumesc, Florin! Prezint ceilalți candidați? O să prezint și candidații la Consiliul Județean, doar o să-i amintesc. Gabriel Pârțac, fratele tău, un tânăr întors din străinătate, și Andreea Imbrișcă, prezent aici alături de noi. Ei vor fi viitorii consilieri județeni, deci vom avea reprezentare și județeană și sper eu mult mai activă și mai vocală decât a avut până acum această comună. Și suntem foarte recunoscători că colegii noștri sunt pe poziții destul de înaintate și sper să intre în Consiliul Județean. Mai departe îți dau ție, Octavian, cuvântul pentru a prezenta echipa. Mulțumesc, Iulian! Așa cum spuneam la început, sunt așa de mândru de oamenii ăștia care au venit împreună cu noi să facem echipă, încât nu, de fiecare dată când sunt în preajma lor, îmi crește energia și cred și mai mult în reușita demersului nostru. Dați-mi voi așadar să vi prezint pe cei 19 candidați la Consiliul Local din partea USR Plus la Primăria Comunei Tămășeni. Marius Antonică are 50 de ani, este dascăl de aproape 30 de ani la Biserica din Tămășeni. Dumea Gabriela are 44 de ani, este atât din Tămășeni cât și din Ajudeni, este asistentă medicală la dispensarul din Ajudeni. Dorcu Anca are 31 de ani, este din Tămășeni, este absolventă a Facultății de Psihologie. Lucaci Maria are 65 de ani, este din Ajudeni, este fostă asistentă medicală la dispensarul din Ajudeni, actualmente pensionară.
Iacob Marcel, 54 de ani, din Tămășeni, este antreprenor local. Iuzan Marius, are 42 de ani, este din Adjudeni, este șofer mecanic auto, este liber, de asemenea liber profesionist în construcții. Mare Edmond, are 48 de ani, este din Tămășeni, este actual consilier local și omul care ne aduce plusul de experiență în administrația locală. Petrișor Valeria, are 49 de ani, este din Adjudeni și este infirmieră. Mare Maria, are 71 de ani, este din Tămășeni, este fostă contabilă și casieră la primărie, actualmente pensionar. Marius Ghiuzan, are 35 de ani, este din Adjudeni și este colegul nostru de la PLUS, care este nerăbdător să se întoarcă acasă la Adjudeni după mai mulți ani petrecuți în străinătate. Tamaș Cătălin este un tânăr de doar 23 de ani, proaspăt absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare de la Iași, dar de 2 ani deja lucrează. Asta arată cât de implicat este. Mare Izabela, are 34 de ani, este din Tămășeni, este absolventă de relații publice și de asemenea absolventă de asistent farmacie. Iuzan Maria, are 58 de ani, este din Adjudeni, este o persoană cu experiență în domeniul creșterii animalelor, fost antreprenor local. Leahu Cezar Ovidiu, are 30 de ani, este din Adjudeni, este absolvent de automatică și calculatoare și de asemenea, ca și colegul absolvent anul ăsta, este de mult timp în câmpul muncii, are deja 10 ani. Ciuchi Dănuț, are 53 de ani, este din Tămășeni și are o mulțime de lucruri pe care le întreprinde. Pe lângă faptul că este un familist convins, este în egală măsură și fermier, și pomicultor, și liber profesionist în construcții. Cernica Alina, are 37 de ani, este din Adjudeni, antreprenor local, s-a întors de foarte puțin timp din străinătate. Cătălin Dancă, are 30 de ani, este inginer, lucrează peste tot în țară coordonând echipe în domeniul instalațiilor. Gașpar Ovidiu, are 35 de ani, este antreprenor, trăiește cu dorul de țară și așteaptă cu nerăbdare oportunitatea de a se întoarce acasă. Dragilor, ăștia suntem, ne dorim să vă arătăm în perioada următoare că știm ce vrem să facem, ne dorim să conducem această localitate, ne-am implicat pentru că după atâta timp în care am lăsat pe alții să se implice, nu suntem mulțumiți de rezultatele la care am ajuns. Putem mai mult, Tămășeniu poate mai mult, Adjudeniu poate mai mult. Dați-ne votul vostru și arătați, vă rog, că și pentru dumneavoastră contează oamenii. Vă mulțumesc tare mult! Bravo, Octavian! Felicitări! Mulțumesc! Să fie într-un ceas bun, să ajungi primar! Doamne ajută, mulțumesc! Cu cât mai mulți consilieri! Mulțumesc, Filip! Să fie într-un ceas bun! Felicitări, colegi!